Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem o referire cu privire la aspectele riscante legate de investițiile în active financiare. Astfel, trebuie menționat faptul că discuția noastră nu reprezintă o recomandări de tranzacționare, iar prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală. Astfel, Instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. În plus, performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. În ceea ce privește situația indicelor europeni, aceștia au încheiat sesiunea de ieri mai jos. Um, Corecția a venit pe fondul temerilor induse de uh, in, impunerea de noi restricții la nivel, uh, la nivel global și de uh, numărul tot mai ridicat de uh, cazuri raportate în uh, regiuni uh, regiun cheie. Astfel, uh, ieri, Germania a raportat peste uh, aproximativ 23.000 de, de, de noi infecții, uh, reprezentând una dintre uh, cele mai mari. Valori zilnice din luna martie. Pe de altă parte, Rusia a devenit a cincea țară care a înregistrat mai mult de 2 milioane de, de cazuri. Pe de altă parte, nu am asistat la o îmbunătățire a atitudinii nici măcar după ce au fost publicate informații optimiste despre vaccinul dezvoltat de către AstraZeneca în parteneriat cu Universitatea Oxford compania a anunțat faptul că rezultatele stadiilor preliminare au arătat că vaccinul său produce un răspuns imun puternic la nivelul uh, adulților mai în vârstă, care știm că fac parte din acele grupuri de, uh, acele grupuri de, de risc, tocmai din cauza din cauza elementului legat de, de vârstă. Acest lucru ne, ne poate sugera faptul că investitorii au depășit, cel puțin pentru moment, acel val de entuziasm ușor exagerat determinat de informațiile pozitive referitoare la vaccin, întrucât au conștientizat faptul că este greu de crezut că vaccinul va deveni va deveni disponibil în viitorul apropiat, vorbim despre o perioadă mai lungă de timp până când acesta va putea să fie distribuit către populație, iar acest lucru, desigur, duce la probleme pe termen scurt, pentru că vedem o extindere tot mai serioasă a măsurilor destul de restrictive la nivel global, tocmai în ideea de a menține, de a gestiona situația pe, pe, termen, pe, termen, scurt. În începutul zilei nu este mai optimist și vorbim despre o scădere de aproximativ 0,36%. De, de procent. iar această evoluție vine pe fondul unei deteriorări a sentimentului uh, la nivel global, care a fost determinată în mare parte uh, pe lângă argumentele menționate anterior și de decizia uh, decizia reprezentantului tre uh, de fapt decizia trezoreriei din SUA de a anula o parte din programele de ajutor create tocmai pentru combaterea efectelor negative ale, ale pandemiei. Astfel, secretarul trezoreriei Steven Mancin a anunțat în timpul nopții faptul că plănuiește să uh, permită ca o parte din programele de împrumut uh, stabilite de către Rezerva Federală, să expire pe 31 decembrie, când este termenul limită, reducând astfel abilitatea băncii centrale de a ajuta sistemul financiar, cel puțin pe, pe, termen, pe termen scurt. Totuși, acest val de pesimism nu, este, nu a fost neapărat unul foarte accentuat, întrucât, Conform unor informații, aceste măsuri ar putea să fie din nou impuse de către, de către administrația Biden, odată ce aceasta va fi, va prelua controlul casei albe, prin urmare, ar putea să fie o decizie doar. Pentru moment, dar care este, are potențialul de a determina efecte destul de accentuate, având în vedere contextul actual și problemele cu care se confruntă deja economia. În, în situația din acest moment, vedem că un, un potențial nivel de susținere se. Formează la 13.040 de, de puncte. Vedem că deja această barieră a fost testată în mai multe rânduri, dar de fiecare dată nu a avut succes. Nu am asistat la o spargere. Iar acest lucru ne indică respectul pe care vânzătorii îl acordă acestei bariere, prin urmare ar putea să fie una de urmărit. Pe de altă parte, 13.200 rămâne un nivel de uh, rezistență important, un nivel care ar putea să ofere mai multă, încredere, uh, mai multă încredere cumpărătorilor în cazul în care ar fi depășit, dar pentru moment uh, sentimentul este clar că nu este potrivit pentru uh, a încerca o, o astfel de mișcare. Dacă vorbim despre sesiunea din SUA, aici sfârșitul sesiunii a adus o secvență corectivă pe fondul schimbării de, de atitudine a investitorilor. Pe de-o parte, am asistat la o creștere neașteptată a cererilor săptămânale pentru ajutor de, de șomaj, iar dacă analizăm calendarul de ieri, vedem că acestea au crescut cu 742.000 față de nivelul prognozat de 707.000. Desigur, o astfel de evoluție a indicatorului macroeconomic a trezit o serie de temeri în rândul piețelor cu privire la o potențială încetinire, cel puțin pentru moment, a ritmului de redresare a economiei. Iar mai mult. Uh, ulterior, odată ce au fost anunțate acele măsuri de, din partea secretarului trezoreriei, uh, tendința investitorilor a, a fost una și mai uh, pesimistă. În această dimineață, asistăm o ușoară uh, tendință de revenire din partea us 500 o creștere de plus 0,13, dar aceasta este una destul de timidă uh, și este cumva surprinzătoare având în vedere contextul destul de incert. Totuși, corecția destul de amplă de ieri, dar și ghepul descendent de la deschiderea sesiunii de astăzi, ar putea să reprezinte motivul care a dus la această ușoară tendință de reechilibrare a piețelor. În continuare, acel pachet de stimulente din SUA este un element extrem de important, întrucât. Piața ar avea nevoie de o astfel de veste optimistă pe termen scurt pentru a putea să reziste și pentru ca încrederea și optimismul investitorilor să fie menținut până când vom asista la distribuirea vaccinului și la o revenire către normalitate. Dar, un astfel de scenariu nu este atât de apropiat pe cât, pe cât se credea anterior. În acest context, trebuie spus că uh, informațiile optimiste referitoare la, uh, la reluarea negocierilor în cadrul, în cadrul congresului uh, ar putea să aducă o oarecare tendință de așteptare din partea investitorilor. Astfel, trebuie spus că liderul minorității democrate din Senat, este vorba despre Chuck Schumer, a declarat că liderul majorității republicane, Mitch McConnell, a acceptat să reia negocierile privind pachetul de, de stimulante, tocmai pe fondul deteriorării situației pandemice în SUA. În acest context, desigur, atitudinea ar putea să traverseze uh, o ușoară tendință de, de îmbunătățire. Uh, în acest uh, sens, un nivel de susținere pare să se formeze în zona 3540 de, de puncte, dar ulterior zona 3512 este un punct important. Este un nivel cheie de uh, suport care uh, va, fi, uh, va fi protejat. Cu foarte mare atenție, de către cumpărători, tocmai în ideea în care aceștia vor încerca să păstreze un oarecare echilibru în piețe. Pentru moment, o mișcare laterală pare să fie scenariul de bază.